Să știți că vă garantez că dacă îl mai invitați pe fratele Cristi, va mai veni la biserică la dumneavoastră. Ca să zice ce frumos e când îi cântăm laude lui Dumnezeu, când îl laudăm pe el. Și cred că ar trebui să vă rugați ca biserică să vă pună în față aici pe cineva care să cânte la orgă. Amin? Că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Aș vrea pentru timpul acesta pe care îl avem în față, m-am tot gândit aseară, m-am sucit, să citesc un cuvânt din cartea Daniel, de la capitolul 5. Vom citi rapid tot capitolul, însă doar pentru ca să vedem circumstanțele în care se întâmplă evenimentele respective. Daniel, capitolul 5, cei care aveți Biblie, haideți să deschideți împreună cu mine la pagina 863. Spune cuvântul Domnului așa, un text cunoscut de altfel: Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. Și în cheful vinului a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său Nebucadnețar din templul de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul și mai mari lui nevestele și țiitoarele lui. Au adus îndată vasele de aur care fuseseră luate din templu din casa lui Dumnezeu din Ierusalim și au băut din ele împăratul și mai mari lui nevestele și țiitoarele lui. Au băut vin și au lăudat pe dumnezeii de aur, de argint, de aramă și de fier, de lemn și de piatră. În clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața sfeșnicului pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Atunci împăratul a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat, că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii i s-au izbit unul de altul. Împăratul a strigat în gura mare să îi se aducă cititori în stele, caldeenii și ghicitorii. Apoi împăratul a luat cuvântul și a zis înțelepților Babilonului: Oricine va putea citi scrisoarea aceasta și mi-o va tâlcui, va fi îmbrăcat cu purpură și va purta un lănțișor de aur la gât și va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Toți înțelepții împăratului au intrat, dar n-au putut nici să citească scrisoarea și nici să o tâlcuiască împăratului. Din pricina aceasta, împăratul Belșațar s-a înspăimântat foarte tare, fața i s-a îngălbenit și mai marii lui au rămas încremeniți. Împărăteasa, haideți să nu citesc versetul acesta, vom citi începând cu versetul 13. Atunci Daniel a fost adus înaintea împăratului. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: Tu ești Daniel, acela unul din prinșii de război al lui Iuda pe care i-a adus aici din Iuda tatăl meu împăratul? Am aflat despre tine că ai în tine Duhul Dumnezeilor și că la tine se găsește lumină, pricepere și o înțelepciune nemaipomenită. A adus înaintea mea pe înțelepți și pe cititori în stele ca să citească scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiască, dar n-au putut să tâlcuiască aceste cuvinte. Am aflat că tu poți să tâlcuiești și să dezlegi întrebări grele. Acum, dacă vei putea să citești scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiești, vei fi îmbrăcat cu purpură, vei purta un lănțișor de aur la gât și vei avea locul al treilea în cărmuirea împărăției. Daniel a răspuns îndată înaintea împăratului: Țineți darurile și da altuia răsplătirile tale. Totuși voi citi împăratului scrierea și o voi tâlcui. Împărate, Dumnezeul cel prea înalt dăduse tatălui tău Nebucadnețar împărăție, mărime, slavă și strălucire și din pricina mărimii pe care i-o dăduse, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile se temeau și tremurau înaintea lui. Căci împăratul omora pe cine voia și lăsa în viață pe cine voia, înălța pe cine voia și cobora pe cine voia. Dar când i s-a îngânfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul de împărătesc și a fost despoiat de slavă lui. Și citim de la versetul 22: Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri, ci te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor. Vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele, tu și mai marii tăi nevestele și țitoarele tale. Ai lăudat pe Dumnezei de argint, de aur, de alamă și de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici n-aud și nici nu pricep nimic, și n-ai slăvit pe Dumnezeu în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. De aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Iată însă scrierea care a fost scrisă: Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Amin. N-am citit tot textul pentru că era lung, dar oricum știți ce s-a întâmplat apoi, că împăratul Belșațar a murit la un moment dat. Aș vrea însă, înainte de toate, să vă întreb și să ridicem mâna sus toți cei care au scris măcar o scrisoare odată în viața lor. E bine, mă gândeam că fratele Sebi n-a scris, că e tânăr, știți? Acum nu mai sunt scrisori.
Acum scrii direct pe telefon, pe mail-uri și pe alte lucruri. Aș vrea să, în această dimineață, să ne uităm la trei lucruri pe care le scrie Dumnezeu. În general, oamenii când se apucă de scris, scriu lucruri importante pe hârtia aceea. Că nu o să scrie nimeni doar de dragul de a șterne câteva cuvinte să vadă dacă mai știu să mai scrie. Nu v-ați întrebat vreodată oare de ce scrierile importante sunt păstrate în acte, totdeauna apar acte, proprietăți, testamente, chitanțe, pentru că e important să ai o dovadă la un moment dat că deții anumite proprietăți, că ai plătit anumite facturi, că lași în urmă ceva pentru cineva și oamenii au nevoie de dovezi și parcă încă dovezile scrise s-au păstrat așa cum sunt. Însă imaginați-vă dacă este important ce scrie tatăl pentru fiul lui într-un testament. Dacă este important ce scrie un om sau un tânăr către iubita lui, cum era pe vremuri, de scriau foarte și trimiteau scrisori unii la alții prin războaie și prin asta. Imaginați-vă cât de important este ce scrie Dumnezeu pentru oameni. Cât de important este ceea ce vrea să ne transmită Dumnezeu nouă ca oameni. Odată s-a dus cineva la un interviu și a trecut cu bine de primul stagiu al interviului, a trecut cu bine și de al doilea și la un moment dat directorul respectiv a zis: domne, eu sunt gata să te angajez pe tine, dăm numărul de telefon, zice, și dăm și adresa de mail. Și omul a zice: domnule, eu pot să vă dau numărul de telefon, dar eu adresă de mail n-am. Zice: cum n-ai adresă de mail, domnule, eu n-am mai pomenit așa ceva. Păi dacă tu n-ai adresă de mail, înseamnă că tu nu existi ca persoană. Câți dintre dumneavoastră aveți smartphone-uri? Toată lumea cred că are smartphone-uri. Nu se poate să nu aveți o adresă de mail. Pentru că nu poți să-ți downloadezi aplicațiile fără să ai o adresă de mail. Și inevitabil cam toată lumea are o adresă de mail. Și omul acesta îi se părea foarte ciudat și a zis: domne, n-ai adresă de mail, eu nu te angajez. Că tu ești împotriva tehnologiei. Acum au apărut mail-urile. Dar să știți că Dumnezeu nu ne-a dat nouă mail-uri. N-a venit Dumnezeu și a zis: eu vă dau mail-uri, eu vă dau un mail și în momentul în care eu v-am dat un mail, vă spun despre cum să fiți mântuiți, așa în scurte cuvinte și s-a terminat. De obicei, în mail-uri nu prea scrii mult. Dacă în scrisori scriai o pagină, două, trei, erau oameni, mi-aduc aminte că erau oameni care în momentul când nu existau telefoane să vorbească și când primeau scrisoare de la soția lor sau de la iubita lor, pe atunci erau în stare să miroase scrisoarea aceea, să-i simtă parfumul. Erau, nu, o scrisoare avea mai multe pagini, mult mai multe pagini. Ei bine, în mail nu scrim multe lucruri, pentru că mail transmis scurt ce ai de transmis. Dar Dumnezeu n-a făcut așa cu noi. Dumnezeu ne-a dat Sfânta Scriptură și Dumnezeu ne-a lăsat Biblia și are foarte multe lucruri de transmis prin cuvântul Său. Știți ce se întâmplă? Spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu la un moment dat a zis așa: eu vă las poruncile mele, voi trebuie să le respectați. Și Dumnezeu a scris poruncile acestea pe piatră. Primul lucru pe care îl face Dumnezeu, pe care îl spune Dumnezeu în această dimineață, este că Dumnezeu scrie poruncile pe piatră. Noi credem, domnule, noi ne-am pocăit, noi nu trebuie să mai ținem poruncile acestea. Nu-i nimic când ne-am pocăit, dar să știți că Domnul Iisus Hristos a venit pe pământul acesta ca să împlinească poruncile scrise de Dumnezeu. Dumnezeu nu spune să nu ții poruncile, dar le împlinim în Hristos poruncile acestea. Pentru că un om care e cu Hristos în viața lui, omul acela nu mai curvește, omul acela nu mai minte, omul acela nu mai fură, omul acela nu mai face sperjur, nu se mai închină la lucruri făcute de mâini omenești. Omul cu Hristos în viața lui e un om schimbat, un om nou, pentru că, de fapt, poruncile au fost împlinite pe cruce la Golgota în Hristos. Înțelegeți care este ideea? Știți ceva? Astăzi numai cine nu vrea nu are Biblia scrisă acasă. Numai cine nu vrea. Mulți avem câte două, trei. Eu am una pentru a biserică, când vin pe la anvoane, am una acasă din care citesc mai mare, cu scris mai mare ca să studiez din ea. Mai am și una mică, mai mică puțin prin mașină, în caz că e vreo urgență pe undeva, să am și o Biblie cu mine. Mai am și încă una și mai mică, care în caz că mai e nevoie cuiva să-i dai un Nou Testament, să-i dai. Și uite așa.
E numai dacă nu vrei, nu ai Biblia scrisă. Nu știu de ce, dar în firea omului în general, este să fugă de Dumnezeu cumva. Aduceți vă aminte când Dumnezeu a lăsat poruncile, a poruncit în Exod la capitolul 24, asta a fost a doua oară, i-a spus lui Moise după ce a spart primele tăblițe cu porunci, i-a spus Dumnezeu așa, zice, fii atent aici, Moise, du-te și adu tăblițele că voi scrie pe ele, zice Dumnezeu, voi scrie din nou pe ele. Oamenii de obicei se depărtează de Dumnezeu, le e teamă. N-ați observat că atunci când le vorbea Dumnezeu, ziceau în Vechiul Testament să nu ne mai vorbească Dumnezeu, pentru că ne e frică să nu murim. Când Dumnezeu a rostit anumite judecăți, când Domnul Iisus Hristos era acolo în mijlocul oamenilor, erau oameni care se depărtau de Domnul Iisus Hristos, pentru că cumva cuvântul lui Dumnezeu care le vorbea le era teamă de cuvântul lui Dumnezeu. Le era teamă de puterea lui, era teamă că el scotea dragi în numele lui. Pentru că Biblia ne spune de oameni care se apropiau de Dumnezeu, dar erau și oameni care se depărtau de Dumnezeu, și oameni care fugeau de Dumnezeu, fariseii fugeau de Dumnezeu, nu suportau pe Hristos, pentru că era mai bun decât ei. Ăsta e adevărul. Era mai bun decât ei în faptele lui, în caracterul lui, în viața lui, și ei erau mândri. Și o să vedeți și cu mândria aceasta. Nu știu de ce auzeam zilele trecute că undeva în Italia, într-un sat, observați ce oameni, spunea o legendă în satul respectiv, oamenii aceia n-aveau un pod și trebuiau neapărat să facă un pod ca să treacă dintr-o parte într-alta. Și n-aveau de ce să lege podul acela. Și au rugat oamenii, observați, nu l-au rugat pe Dumnezeu oamenii. Spune legenda că l-au rugat pe diavolul să facă cumva ca să le facă, să le leznească posibilitatea să aibă și ei un pod. Și se zice că după ce l-au rugat pe diavolul să facă lucrul acesta, diavolul le-a pus o stâncă în mijlocul apei peste care ăștia au construit un pod, știți? Și cum diavolul nu face nimic și în legende, dar de fapt și în viața de zi cu zi, nu face nimic fără să-și ceară ceva în schimb, el a cerut în schimb sufletul primului care va trece pe podul acela. Și oamenii deștepți, știți că oamenii deștepți s-au gândit, domnule, lasă că îi dăm un porc. Și au dus un porc și a trecut, că asta fac oamenii, ei se joacă cu diavolul. Ei zic că, domnule, diavolul, diavolul e un personaj din acesta drăguț, cu coadă, cu coarne, cu astea, nu e așa de speriat, știți? E asta cred despre diavolul. Nu înțeleg, deci, știți cum, atitudinea aceasta a omului, adică ei, n-ați observat cum drăguie e pe stradă, cum înjură. La Dumnezeu niciunul nu se referă. Doar din mod batjocoritor zic, domnule, ce Dumnezeu să facem aici? Luarea numelui lui Dumnezeu în deșert. Sunt setați către lucrurile rele, parcă lumea aceasta merge din rău în mai rău. Dumnezeu a lăsat pe piatră scrise poruncile ca să nu le șteargă cineva vreodată. Că ce-i scris în piatră rămâne, oameni buni. Și Dumnezeu a zis așa, a zis să existe doar un singur Dumnezeu, nu mai mulți Dumnezeu. Un singur Dumnezeu. A zis nu chipurilor cioplite, a zis nu lua numele lui Dumnezeu în deșert. Știți cum? Când spui că uneori din cauza limbajului nostru defectuos și noi ne mai reacționăm așa și zicem ce Doamne să fac aici? Dar noi nu ne gândim la Dumnezeu. Asta înseamnă luarea numelui lui Dumnezeu în deșert. Cu Dumnezeu nu te joci. Zice Dumnezeu, sfințește ziua de odihnă. Zice Dumnezeu, cinstește-ți părinții. Zice Dumnezeu, să nu ucizi, să nu furi, să nu comiți perjur, să nu le faci, să nu poftești, zice Dumnezeu, să nu prea curvești. Oamenii pe toate, să știți că nu-i om în locul acesta. Vă garantez, 100% care înainte să-L întâlnească pe Hristos n-a făcut una din lucrurile acestea greșite. Nu-i om care să nu fi greșit într-un fel sau altul, într-una din poruncile acestea. Cel mai ușor greșești mințind. Cât n-am mințit. Eu mi-aduc aminte la BAC, oameni buni, la BAC, și mi-a trecut mie prin cap la limba engleză, știți, atunci n-avem o treabă așa cu Dumnezeu. Și am zis ca să mă dau bine pe lângă femeia aceea, de profesoara aceea de engleză la oral, nu știu ce, i-am zis că am fost în Anglia și că am făcut nu știu ce. Iar când au zis, vă dați seama, mi-a dat 10, dar pe o minciună, că de fapt n-am fost, știți? Dar merge, merge așa, că noi încercăm să driblăm, știți? Asta suntem noi oamenii. Câți n-au făcut lucruri înainte să-L cunoască pe Dumnezeu, câți nu fac lucruri negative după ce-L cunosc pe Dumnezeu, mai grav. Pentru că spune Domnul Iisus Hristos la un moment dat oamenilor care au păcătuit și pe care i-a vindecat, du-te, dar să nu mai păcătuiești.
să nu mai faci lucrul respectiv, ca să nu ți se întâmple ceva și mai rău, zice Domnul. Câți nu fac lucrurile acestea? Dumnezeu ne-a creat liberi, cu liberul arbitru, ne-a dat conștiință, dar conștiința aceasta noastră de-a lungul timpului s-a tocit și s-a tocit și parcă ne-a fost mai ușor să păcătuim decât înainte. Pentru că ăsta e omul. Ăsta e omul. Așa era și Belșațar. Am citit în textul acesta. Omul, Dumnezeu n-a găsit nimic la el să-l mai țină. Nimic la el. Nimic. Și o să vedeți că i-a mai dat o mică șansă la final. O mică șansă. N-a găsit nimic la el. Și-a bătut joc de toate. N-a învățat nimic de la părinții lui. Cei care avem părinți, care sunt credincioși, oare reușim să mai învățăm ceva de la ei sau ne enervează? N-a învățat nimic de la istoria poporului din care venea. N-a învățat nimic de la tatălui care a avut o relație cumva cu Dumnezeu. N-a învățat nimic omul acesta. Făcea lucrurile din rău în mai rău și a bătut joc de însuși Dumnezeu. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că el a luat vasele din templu de la Ierusalim și a băut vin împreună cu femeile acelea care curveau, împreună cu oamenii aceia care se închinau la idol. Și nu numai atât, ceva mai grav, că pe Dumnezeu asta l-a deranjat și mai mult. S-a închinat și a lăudat Dumnezeii de piatră și de aramă și de aur care i-au făcut, pe care i-au făcut ei. Mai grav lucrul acesta, mai grav. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură că mândria vine înaintea pieirii. Mândria vine înaintea pieirii. Versetul 22 din textul acesta zice așa: dar tu, Belșațar, zice, nu ți-ai zmerit inima. Observați, aș vrea să accentuez lucrul acesta. Nu ți-ai zmerit inima. Spunea un mare om al lui Dumnezeu așa, că creștinismul este zmerenie, smerenie și iarăși zmerenie. Și așa că haideți să ne uităm fiecare la noi, suntem niște oameni zmeriți sau vrem să ieșim în evidență cu tot felul de lucruri? Spunea Domnul Iisus Hristos, pentru că n-avea nevoie de oameni să ne spună că creștinismul e zmerenie, zicea Domnul Iisus Hristos, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Dacă este ceva care trebuie ca poporul lui Dumnezeu să-l învețe, dacă este ceva care trebuie ca creștinii dintr-o biserică să-l învețe, dacă este ceva ca creștinii dintr-o familie să-l învețe, și în relația cu familia, și în relația cu biserica, și este zmerenia, oameni buni. Să învățăm să fim zmeriți. Vă garantez că oamenii zmeriți nu se ceartă cu nimeni. Vă garantez că oamenii zmeriți sunt iubiți. Vă garantez că oamenii zmeriți sunt apreciați. Vă garantez că oamenii zmeriți sunt căutați. Oamenii zmeriți sunt respectați. Omul acela are un cuvânt de spus în momentul când are ceva de spus. Și cuvântul lui este ascultat. Oamenii zmeriți sunt oameni plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Și ar trebui să ne zmerim în fiecare zi. Uneori ne-i greu. E greu să te zmerești la volan când te enervează cineva să nu dai claxon. Nu știu, are așa claxonul ăla, parcă am un magnet la el. E greu, dar Dumnezeu zice să ne zmerim. Trebuie să ne zmerim în fiecare zi. Să ne zmerim pentru că asta e creștinismul, asta e viața cu Hristos. Zmerenie, zmerenie. Și ce înseamnă zmerenie? Să dăm întâietate altora. Să arătăm oamenilor pe Hristos. Să arătăm oamenilor pe Hristos din viața noastră. Spunea fratele Cristi că ar trebui să le zicem oamenilor despre Hristos și așa este, ar trebui să le zicem oamenilor despre Hristos, ar trebui să facem fapte care să dovedească că e Hristos în noi. Pentru că ăsta e creștinismul. Și spunea cuvântul lui Dumnezeu aici, dar tu, Belșațar, asta a fost vina ta, una din vinele tale cele mai mari, tu nu ți-ai zmerit inima, tu ai crezut că merge oricum, tu ai crezut că tu tai și spânzul, tu ai crezut că tu ucizi când vrei, că tu faci ce vrei, tu ai crezut că poți, îți este permis orice, îți este permis să umbli cu oricine, îți este permis să faci orice, dar nu e așa, nu e așa, până aici, la mine, gata, până aici, până aici. Când ai probleme cum avea Belșațar, să știți că primul lucru pe care l-a făcut Dumnezeu, ne-a lăsat pe piatră poruncile scrise. Dar al doilea lucru pe care l-a făcut, că nu putea să le lase doar poruncile scrise și atâta, a fost ca să scrie pe zid judecata. Pentru că niciun om, spune cuvântul lui Dumnezeu, că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Pentru fiecare dintre noi scria pe zid judecata lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi eram vinovați înaintea lui Dumnezeu de păcatele noastre. Fiecare dintre noi.
Toți oamenii care trăiesc, pentru toți oamenii care trăiesc astăzi, în păcate și în fără de legi, Dumnezeu are o mână care scrie pe zid judecata lui Dumnezeu, pentru că oamenii aceia sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu. Știți ce se întâmplă? Oamenii sunt condamnați de însăși păcatele lor. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Belșațar a dat un ospăț. Știți cum? Ospățul acesta îmi vorbește multe mie. Ospățul acesta e ca și cum toate lucrurile sunt bune și sunt normale și merg lucrurile din inerție. Ospățul acesta arată că totul pare în regulă. În viața ta, că totul pare în regulă în familia ta, că totul pare în regulă în biserica ta, că totul pare în regulă în religiozitatea ta, ăsta e ospățul. Totul pare în regulă, merg lucrurile așa, e bine, hai să ne întâlnim, hai să ne distrăm, hai să facem niște lucruri, totul pare în regulă, ăsta e ospățul. Viața merge înainte, vinul merge înainte, manelele merg înainte, distracția merge înainte, mersul, minciuna merge înainte, compromisurile merg înainte, totul pare în regulă. Te duci la facultate, asta e viața, mă duc, îmi fac de cap pe acolo, oricum părinții nu știu, mă duc și beau până nu mai pot, ești tânăr, îți merge bine, te căsătorești, totul pare în regulă cu viața ta. Ăsta e ospățul. Totul pare în regulă. Până într-o zi, când Dumnezeu scrie pe zid judecata cu mâna Lui. Multora li se pare că totul e în regulă în viața lor, fără să-și dea seama că într-o zi Dumnezeu începe să scrie, oameni buni, începe să scrie. Pentru că apogeul păcatului lui Belșațar nu au fost vasele luate din templul de la Ierusalim, ci a fost lauda la adresa idolului să case atât de mult încât să lauzi în chip cioplit. Mă, chipule cioplit, uite, tu mi-ai făcut lucrurile astea, tu m-ai binecuvântat, tu mi-ai dat, Dumnezeu mort. În clipa aceea, spune cuvântul lui Dumnezeu, citiți aici în textul acesta, în momentul în care a lăudat idolii și a făcut lucrul acelea, spune cuvântul lui Dumnezeu că s-au arătat degetele de la o mână care au început să scrie. Oameni buni, noi ne uităm în textul acesta și zicem, Doamne, e bine că idol, noi nu ne închinăm la idoli. Oare chiar așa să fie? Oare nu mai avem niciun idol în viața noastră? Sunt oameni care, să știți că nu e neapărat nevoie să avem idol de aur și de argint și să ne închinăm înaintea lor, sau chipuri făcute de mâini omenești. Sunt oameni care au idoli fotbaliști și se închină în fiecare zi înaintea lor. Sunt oameni care au idol anumite seriale dintr-un film și se închină în fiecare zi înaintea lor. Sunt oameni care au idol însăși copiii lor și se închină în fiecare zi înaintea lor. Și spune cuvântul lui Dumnezeu prin apostolul Ioan, dacă nu mă înșel, zice copilașilor, să nu vă feriți-vă de idoli. Feriți-vă de idoli. Poate o mâncare preferată e idolul tău, trăiești ca să mănânci mâncarea aceea. Poate, nu știu, fiecare dintre noi trebuie să ne cercetăm și să vedem oare mai avem idoli în viața noastră. Pentru că nu trebuie să avem nimic care să ne țină legat pe pământul acesta. Vremea e petrecute, Dumnezeu vine să-și ia biserica. Mâna aceea poate să scrie în dreptul fiecare dintre noi o boală, poate să scrie în dreptul fiecare dintre noi o nenorocire, poate să scrie în dreptul fiecăruia dintre noi moarte, pentru că mâna aceea judecă ceea ce facem noi aici. În versetul 6 spune cuvântul lui Dumnezeu că împăratul, în momentul în care a văzut mâna aceea, n-a știut ce înseamnă, era beat, era terminat, dar s-a dezbătat, cum zicea odată cineva, în momentul când a văzut mâna aceea. Împăratul s-a îngălbenit și s-a tulburat fantastic. Aveți lucruri care vă tulbură, care așteptări nerealiste, poate ați așteptat ceva cu ardoare, poate atâta de mare era pasiunea pentru lucrul pe care l-ați așteptat încât ați făcut din el un idol. Și în momentul în care nu s-a împlinit, ați fost deprimați și apăsați. Oameni buni, singurul pe care trebuie să-l așteptăm cu asemenea ardoare e Domnul Iisus Hristos. Pentru că El va veni și nu va zăbovi și va lua înapoi ceea Lui de pe pământul acesta.
Spune cuvântul lui Dumnezeu că împăratul s-a îngălbenit și s-a tulburat fantastic. Ba mai mult, în textul pe care l-am citit ne zice că s-au tulburat și ceilalți împreună cu el. Nu numai împăratul, vă dați seama, să vezi așa o mână care scrie în fața ta. Închipuiți-vă că apare aici, începe să scrie o mână. Păi eu cred că jumate din biserică ar fugi pe ușă, dacă ar vedea o mână acolo, aici. Povestea odată, eram la Bistrița și povestea odată cineva că a fost într-o casă unde erau duhuri necurate. Și pur și simplu s-auzeau zgomote în casa aceea. Și era un om cu puterea lui Dumnezeu și s-a rugat lui Dumnezeu fantastic în timpul acela și au fugit cu șuierat duhurile de acolo. Nu-i de joacă, oameni buni, cu diavolul și cu lucrurile acestea și cu... Noi trebuie să stăm tare în stâncă și ancorați în Domnul Iisus Hristos. Când am fost odată la fratele Vladimir Pustan, povestea că s-au dus la un om într-o casă care era pur și simplu posedat. Și a trebuit să se roage, nici nu a apucat să ajungă acolo și striga de acolo că eu știu cine sunteți voi. Și a trebuit să se roage pentru el. Și s-au rugat pentru el și în fine, după ce s-au rugat mai mulți pentru el, duhurile au fugit. Nu-i de joacă cu diavolul și nu-i de joacă nici cu Dumnezeu, mai ales cu Dumnezeu. Că să știți că nu diavolul are puterea asupra noastră, ci Dumnezeu are putere să piardă sufletul. Înțelegeți? Sufletul nostru trebuie să se ancoreze în Hristos. Pentru că orice om păcătos va tremura într-o zi, pentru că va veni o zi și... Da, va veni ziua aceea și ce vei face dacă tu te joci cu Dumnezeu acum? Ce vei face în ziua aceea? În Eclesiastul, la capitolul 8, cu versetul 6, zice așa, că pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. Pentru orice lucru e o vreme și o judecată. Pentru orice lucru. Spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce s-a umplut de groază, Belșațar nu s-a pocăit, ci a apelat la vrăjitori și la toți oamenii aceia care erau de nedorit în fața lui Dumnezeu. Și a apelat la ei ca să afle răspuns și n-a aflat răspuns. Și apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit Daniel, în fine, împărăteasa, împărate, tu stai liniștit, zice împărăteasa, n-am mai citit textul acela. Stai liniștit că e unul aici care poate să citească și ăla îți va spune de bine. Ăla îți va spune de bine. Nu-ți face probleme. Tu stai liniștit în păcatele tale, în nelegiuirea ta, că sunt, așa înțeles ea, că sunt oameni care îți vor spune de bine. Dacă ai probleme în viața ta, în familia ta, sunt circumstanțe în viața ta și sunt oameni care te liniștesc, Doamne, stai liniștit că spune de bine. Să știți că nu vă vor bine de oameni aceia. Oamenii care spun adevărul, poate că adevărul doare. Spune cuvântul lui Dumnezeu în proverbe că rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui. Poate că doare adevărul când îi spui cuiva. Poate omul acela nu înțelege, se supără, dar trebuie să-i spui adevărul că nu știi cum lucrează Dumnezeu și scapi sufletul. Nu mai periați oamenii. Știți, și sunt atâtea situații uneori în biserici în care oamenilor le place să fie periați. Dom'le, ce frumos sunteți! V-ar plăcea să vă zic că toată lumea e frumoasă, e... perfect, firul de păr stă perfect, adică nu stă nici stânga, nici dreapta, gelul ăla pe care l-ai dat a fost la fix. V-ar plăcea să vă spună, bă, ce bine arăți, mă! Mă, ce... știți cum e asta? Mi-am adus aminte cum era la mine la serviciu și a luat unul un Logan second hand. Și ca să glumească cu el, nu știu cine i-a spus că... Băi, să știi că mie nu... Stătea omul și asculta când cânta de mașină, știți, asculta motorul, că s-auzea, ca toți oamenii care își cumpără mașină, ascultă motorul. Și când a ascultat la motor, au vorbit între ei și hai să mergem la asta să zicem că nu funcționează bine motorul. Și s-a dus unul într-o zi și zice, băi, mie mi se pare cam bate ceva, nu serios, zice, că mie nu mi se pare, zice. Ba da, spun eu. După aia a doua zi vine altul și zice, băi, îți bate ceva la motor, se aude ceva. Ăsta deja începe să-și pună problema, știi, dacă poate că n-aud eu. S-a dus la service să întrebe și au bătut joc de el, înțelegeți? Pentru că oamenii încep să creadă în momentul în care spune unul, mă, tu arăți rău, mă. Mă, tu ești terminat, zice unul, altul, înseamnă că tu trebuie să duci să-ți faci analizele. Dar poate că tu ești bine și n-ai nimic, pentru că noi suntem ușor influențabili. Trebuie să avem grijă ce spunem oamenilor, pentru că spune Biblia că trebuie să fie atenție să, la cum folosim noi cuvintele. Vorbele pe care le spunem unui altora poate să dărâme pe unul sau să zidească pe altul.
Ăștia suntem noi. Dumnezeu însă scrie judecata și noi trebuie să ne cercetăm și să vedem cum suntem și să ne schimbăm. Dar haideți să vă spun ceva, al treilea lucru și ultimul. Dumnezeu numai că scrie judecata, dar nu era, parcă nu-L recunoșteam pe Dumnezeu aici. Dumnezeu care dă poruncile și le scrie și Dumnezeu care scrie judecata pentru că noi nu le împlinim. Ăsta nu e un Dumnezeu complet. Pentru că în al treilea rând Dumnezeu scrie pe pământ iertarea. Dumnezeu scrie pe pământ iertarea. Dumnezeu întotdeauna îți oferă o soluție de scăpare și nu te condamnă din prima fără să îți ofere și șansa de salvare. Credeți lucrul acesta? Întotdeauna, indiferent. Aș vrea pentru asta, dacă vreți să ne uităm un pic în Ioan, la capitolul 8, spune acolo că au venit la Domnul Iisus Hristos și cărturarii și farisei au adus o femeie prinsă în preacurvie. Și au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar atunci. Chiar atunci. Moise în lege ne-a poruncit să omărâm, să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Dar tu ce zici? Zice, încercau să întindă o capcană, știți? Să știți că spune cuvântul lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos că pe pământ are Dumnezeu putere să ierte păcatele prin Iisus Hristos. Și când Domnul Iisus Hristos, pentru că nu încetau să spune cuvântul lui Dumnezeu, că în versetul 8, că apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Mulți teologi s-au bătut pentru textul acesta să interpreteze oare ce ar fi putut să scrie Domnul Iisus Hristos. Și s-a ajuns la concluzia că de fapt ar fi scris iertarea cumva, pentru că păcatele femeii acelea scrise pe pământ sau pe nisip sau pe cele dumneavoastră se dispar la un moment dat. Pentru că El a fost Cel care a iertat-o. Însă, observați ce face, cum lucra diavolul prin oamenii aceia. Zice, ca să întindă o cursă. Și ce? Dacă trecea peste lege, sau avea milă. Asta era cursa. În momentul acela era ca și cum s-ar fi întâlnit legea și cu harul, față în față. Și ce ar fi făcut Domnul Iisus Hristos în momentul acela? Ca și cum s-ar fi întâlnit condamnarea cu iertarea, față în față. Și Domnul Iisus Hristos, prin înțelepciunea Lui dumnezească, a reușit să-i reducă la tăcere pe oamenii aceia. Și știți ce este? Cred că oricum s-a vehiculat ideea asta de la învoane din textul acesta. Pe bărbat nu l-au adus acolo. Adică femeia aceea, știți, s-a păcătuit singur acolo. N-a fost nimeni cu ea. Pentru că ei erau interesați să-L prindă pe Domnul Iisus Hristos. Poate că era unul dintre ei. N-avem de unde să știm. Poate era unul dintre ei. Belșațar, dacă ne revenim la textul pe care l-am citit, Belșațar spune cuvântul lui Dumnezeu că ție ți se va lua împărăția, măi, Belșațare, și o voi da la alții, zice Dumnezeu. Dar ce a făcut Belșațar în momentul când i-a rostit Dumnezeu judecata prin gura lui Daniel? A vrut să se țină și el pentru prima dată în viață de promisiune să-i dea lui Daniel haina, a treia haina aceea de împărat, să-i pună belciugul nas, scuzați-mi expresia, și să fie al treilea ca mărime în împărăție. Dar Daniel lui trebuia asta, Belșațar, și ce trebuia să facă? Să se pocăiască, oameni buni. Dumnezeu l-a lăsat și spune că în noaptea aceea Belșațar a murit și s-a dus. I-a lăsat câteva ore, dar n-avea nicio șansă. El, cu ale lui, cu judecata lui, cu lumea lui, cu păcatele lui, cu nelegiuirea lui, a plecat din fața lui Dumnezeu. Nu l-a interesat. Păi în momentul în care vine Dumnezeu și rostește judecata fața ta, în momentul acela tremuri și te schimbi. Orice om care se întâlnește cu adevărat cu Domnul Iisus Hristos este un om care se schimbă. Uitați-vă la oamenii care s-au întâlnit cu Iisus Hristos. Sunt oameni schimbați. Oamenii care nu s-au întâlnit cu Hristos, ăia nu sunt oameni schimbați. Ăia pleacă așa cum au venit. Neschimbați viața lor așa cum era. Pentru că Dumnezeu nu vrea îmbunătățirea vieții noastre. Dumnezeu vrea schimbarea vieții noastre. Înțelegeți? Schimbarea vieții noastre. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în versetul 30 că noaptea aceea Belșațar a murit și împărăția lui s-a împărțit. Știți cum? La moarte degeaba cerșești o clipă. Pentru că dacă nu te-ai pocăit când a fost momentul cercetării tale, vine vremea în care inima ți se împietrește și s-a terminat. La femeia aceea prinsă în preacurvie, știți ce a spus harul? Zice, nimeni, Doamne, asta spune harul, nimeni, Doamne,
Nimic care să te acuze, nimic care să te condamne, pentru că Dumnezeu a luat asupra Lui păcatele noastre ale tuturor. N-ai vrea ca să spună Dumnezeu și în dreptul tău, nimeni, Doamne, nimeni, nimic nu mă condamne, pentru că Tu m-ai iertat, pentru că Tu m-ai mântuit, pentru că Tu m-ai izbăvit, Tu m-ai iertat de mânie, Tu m-ai iertat de compromisuri, Tu m-ai iertat de curvie, Tu m-ai iertat de minciună, Tu m-ai iertat de furturi, Tu m-ai iertat de toate nelegiurile acestea. Nimeni, Doamne, nimeni. Și știți ce mai spune Harul? Zice așa, nici eu nu te osândesc, zice Dumnezeu. Pentru că L-am osândit pe Hristos în locul tău. Pentru că L-am osândit pe Hristos în locul tău. Dar nu uitați că există un dar după toate acestea. Dar, zice la femeia aceasta, să nu mai păcătuiești. Știți ceva? Dacă până acum ați crezut că merge pe calea lui Dumnezeu, știți, Domnule, suntem pe calea lui Dumnezeu, merge cumva, ne cerem iertare, asta e, dacă am greșit, merge înainte. Ei bine, să știți că Dumnezeu cere perfecțiune de la noi. Dumnezeu cere perfecțiune de la noi. Dumnezeu vrea să fim perfecți, să fim sfinți în toată purtarea noastră. Nu o să fim perfecți cu puterile noastre niciodată, că de multe ori m-am luptat cu lucruri și am încercat și nu am reușit. Pentru că nu poți cu puterea ta, pentru că dacă nu ești atent, poți să pici imediat. Dar perfecțiunea este în Iisus Hristos și noi suntem fiii lui Dumnezeu, transformați de Hristos. El ne schimbă, El ne cercetează, El ne binecuvântează, El ne vindecă, El ne ridică, El ne întărește. Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Asta e perfecțiunea, să stai în relație cu El în fiecare zi pe verticală, pe genunchi, dacă ai păcătuit, în genunchi cu tine, dacă ai păcătuit. Orice om care vine la Domnul Iisus Hristos cu păcatele lui, Domnul Iisus Hristos se ocupă de trecutul lui. Nu știți că la oameni, în general, oamenii au problemă cu trecutul? Mai sunt unii care își aduc aminte cu plăcere, bă, ce făceam eu în trecut. Păi dacă tu ți-aduci aminte cu plăcere de ce făceai în trecut, înseamnă că e o problemă cu mântuirea ta. Diavolul caută să ne pună în față trecutul. Uite, bă, cine erai tu, uite cum ai păcătuit ieri, tu vii acum la cină. Uite ce greșeală ai făcut, uite ce compromis ai lăsat în viața ta. El caută să ne scoată în față trecutul. Oameni buni, Dumnezeu a rezolvat trecutul nostru pe cruce la Golgota. Dumnezeu închide gura acuzatorilor. Dumnezeu îți dă un nou început, Dumnezeu îți dă o demnitate nouă, Dumnezeu îți dă priorități noi, Dumnezeu îți dă o viață nouă, Dumnezeu face toate lucrurile noi cu viața noastră. Ăsta-i Dumnezeu. Se zice că, și aș vrea să închei cu lucrul acesta, în timpul unui război, un război sângeros din acesta, la un moment dat un om a căzut și l-au dus de urgență, era în comă, la spital. Și nu era nimeni, nu-l mai salva decât sânge, trebuia să-i doneze cineva sânge și nu era nimeni să-i doneze sânge. Când în ultimele clipe, poate din viața lui, s-a înfățișat înaintea spitalului acolo un om și a zis, Domne, am auzit de omul acesta că e în problemă, lăsați că îi dau eu sânge. Zice, luați-mi mie sângele și dați-i lui. Și s-au pus doctorii pe treabă, i-au luat sângele ăsta, i-au dat. Și omul acesta era un om sărac, omul acesta care i-a dat sânge. Întâmplarea a făcut ca omul care a fost salvat să fie un om bogat. Nu știu dacă invers se putea întâmpla, dar în fine. Și la un moment dat, după ce s-a făcut sănătos, a ieșit din comă, vă dați seama, miraculos. Omul acesta a avut recunoștință în inima lui față de cel care i-a dăruit sânge. Și a zis, eu m-am dus să-l caut peste oriunde ar fi, s-a chinuit să-l caute, să-l găsească. Și s-a dus la ușă la el și i-a bătut la ușă și el. A auzit despre el că e sărac și s-a dus, a vrut să-i dea bani ca să poată să trăiască liniștit, să nu mai aibă nicio problemă. Și s-a dus înaintea lui și a zis, auzi, eu sunt ăsta care ți-a dat sânge, dar să știi, a spus omul acesta, dar să știi că eu nu mi-am vândut sângele, ci ți l-am dăruit, a zis el. N-am nevoie de bani. Eu nu mi-am vândut sângele, ci ți l-am dăruit. Să știți că așa a făcut Hristos cu noi. Înțelegeți? Domnul Iisus Hristos nu ne-a vândut sângele. Domnul Iisus Hristos ne l-a dăruit, slăvit să fie El. Ca noi să fim vii, să fim astăzi în locul acesta, să fim mântuiți, să fim iertați, să avem un viitor, o nădejde, să ne dăjduim în venirea Lui, în răpirea Lui, pe norii cerului, din pricina faptului că El ne-a dăruit sângele, oameni buni, și l-a dăruit până la moarte. Până la moarte a făcut lucrul acesta. Dumnezeu scrie pe piatră poruncile ca să rămână.
dar nimeni nu le putea împlini. Așa că l-a trimis pe Hristos. Și în momentul în care Dumnezeu a scris pe piatră poruncile, a scris și judecata pe zid. Pentru că eram condamnați și fără iertare, dar a venit El și a scris iertarea pe pământ. Cu degetul Lui, dar nu cu degetul Lui, cu sângele Lui de la Golgota. El ne-a iertat, ne-a mântuit și ne-a dat un viitor și o nădejde. În momentul în care ieși pe ușa aceasta din biserică, știi că tu ai un viitor și o nădejde. Dacă vine diavolul la tine și zice, băi, las că știu cine ești tu. Ține minte, tu ai un viitor și o nădejde pentru că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu te iubește și Dumnezeu nu te lasă. Viitorul tău este în cer. Tu ai un viitor și o nădejde. Nu lăsa să... te facă să cazi lumea din jur, nu lăsa să te facă să cazi diavolul, nu lăsa să te facă să cazi firea pământească, pentru că tu ai un viitor și o nădejde și în tine e Hristos, slăvit să fie Domnul. Și aș vrea ca Domnul să ne binecuvânteze, să fratele Cristi să vină aici să mai cântăm o cântare, două sau nu știu cum au hotărât frații, și Domnul să fie cu noi.